Se lovitură pentru Rapid înaintea derbiului cu Dinamo. Golgheterul din Giulești, Dugan Gigi, s-a accidentat și nu joacă. 30.000 de euro primesc rapidiștii dacă o bat pe Dinamo. Așteptăm și noi o primă, spune capitanul lui Dinamo. Bergodi s-a chinuit cu o caramelă la conferința de presă și a comparat Rapid Dinamo cu derbiul Italiei Inter-Juventus. Doar victoriile aduc liniște, știm bine că aici la Rapid pretențiile sunt foarte mari și încercăm să câștigăm fiecare meci. Rahmani poate lua locul lui Dugan Zici. Atacantul din Kosovo a debutat cu 2 goluri la Rapid etapa trecută în victoria de la Craiova. Au cu cine să-l înlocuiască. Au un lot puternic, au jucători valoroși. Rapidiștii vor împărți 30.000 de euro în vestiar prima dacă o bat pe Dinamo. Deocamdată nu s-a anunțat nimic, nu știu nimic. Azi e bună primă? Orice e binevenit. Jucătorii sunt de ajuns de motivați, nu cred că mai avem nevoie să venim cu o motivație extra. Eu mă gândesc numai la meci și nu am gândul banii, am gândul banii de la Dinamo, pentru că e un jucător bun. Rapidistul Ioriță are amintiri plăcute cu Dinamo încă de la juniori. Am bătut cu 5-1 pe Dinamo și tata m-a motivat spunându-mi că dacă îi batem o să-mi completeze diferența de bani să-mi cumpere un telefon.